Marți, în parcarea din fața primăriei Roman, a avut loc un exercițiu de descarcerare și resuscitare la care au participat pompieri, paramedici, echipaje smurt de terapie intensivă și de descarcerare. Scenariul a presupus intervenția de urgență în cadrul unui accident rutier cu două victime încarcerate. S-au deconectat bateriile și asta este, face parte din procedura de intervenție. Prima dată se deconectează bateriile pentru a anula posibilitatea producerii unui scurt circuit la această mașină. Toată lumea este foarte atentă, doamna doctor o priviți, doamna doctor Micuță așa, permanent observă, permanent, da, Micuță, dar inimoasă, așa cum spune domnul primar, permanent se monitorizează victima, deja s-au acordat tot felul de trasee, fiecare membru al echipajului își așteaptă intrarea în rol, precum un actor în cadrul unei piese de teatru, fiecare își va spune rolul atunci când îi va veni rândul. Martori la eveniment au fost sute de romașcani aflați la acea oră în zona centrului orașului. Cu această ocazie, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență le-au explicat celor din public cum se intervine în astfel de cazuri.